Caz șocant în Iemen, o fetiță de 12 ani plânge cu pietre în loc de lacrimi. Nici măcar medicii nu înțeleg ce se întâmplă. Tot ce pot spune este un lucru mai mult decât evident. Lacrimile copilei sunt în stare solidă. Despre vreo explicație logică nici nu se pune problema acum. Doctorii spun că i-au făcut toate analizele posibile și fata pare perfect sănătoasă. Cu toate acestea, ori de câte ori plânge, pe obrazul ei se rostogolesc pietre. Bătrânii satului de unde se trage puștoaica sunt convinși că este vorba despre un blestem.